زبان من شرفانه. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsa butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a fi de fiecare dată la curent când postez un videoclip nou. Abonarea pe acest canal este total gratuită. După cum deja ați observat din titlu, astăzi vom face, de fapt voi face, varianta mea, selecția mea de parfumuri cu iz de sărbători, de sărbătoare, da? Pentru că am intrat în luna decembrie, este luna cadourilor, luna celor doi moși, da? Moș Nicolae, Moș Crăciun, luna în care părăsim un an plin de bucurii, sper, reușite, sper, și pășim către un an nou mult mai bun, mult mai bogat, mult mai din toate punctele de vedere. Astăzi când eu filmez acest videoclip este marți, 5 decembrie, voi îl veți vedea miercuri de Sfântul Nicolae ca un cadou din partea mea pentru voi și ca un, nu știu, să-mi rămână mie așa o amintire pe contul meu de YouTube, pentru că, da, pe 6 decembrie eu mai îmbătrânesc cu un anișor. Dar, două minute total la napoda, nu mai contează. Voi începe selecția mea. Sunt strict parfumuri Middle Eastern, bine, de la case Middle Eastern, deoarece aroma lor în sine rămâne de văzut ce și cum. Dacă voi vreți și selecția mea de parfumuri cu iz de sărbători, varianta de designer, lăsați-mi în comentarii și eu mă conform, da? Mă pun pe treabă și vin cu clip către voi. Am ales să încep cu selecția Middle Eastern pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp știți că eu încep să dezvolt așa o obsesie către ramura Middle Eastern. Dacă nu, deja o am, dar nu mai contează. Bun, am adus și blotere, chiar dacă eu am purtat și cunosc aromele în sine, știți că ador să le adulmec de fiecare dată. Prima variantă ce o văd eu potrivită în luna decembrie, nu știu, e genul de aromă ce l-aș vedea purtat pe 6 decembrie, pe 25 decembrie, pe 26 decembrie și de ce nu chiar și pe 31 sau 1 ianuarie. Depinde acum fiecare cum vede treaba. Și vorbim, și am venit cu trei variante, despre aroma inspirată, bineînțeles, din Angel's Share de la By Kilian. Și cele trei variante sunt Heavenly Essence de la Rogue Perfumes, uleiul de la Oud d'Arabie, același nume Heavenly Essence, și La Fide Intoxicate de la Hadlaj. Nici nu știu, bine, diferențe mici sunt între ele, da? V-am vorbit în clipul meu cu clonele de Angel Share, clip la care mi-am luat un mare, mare hate, nu voi uita niciodată. Cineva mi-a lăsat un comentariu privat, bineînțeles, și mi-a spus câți bani ai băgat în toate porcăriile alea răbești, mai bine puneai mâna și îți luai un Angel Share OG, da? Ei bine, mie nu-mi place Angel Share OG. Nu, nu-mi place, că nu-mi place, da? Dacă vouă vă place, purtați voi. Eu prefer acel ADN, dar cu altceva și cu minus ceva. Ok, haideți să... Nu, o să dau uleiul întâi, că oricum, uleiul de la Oud d'Arabie are fix aceeași aromă ca parfumul de la Rogue după macerare. Da?
Și oricum, vorbim de acest ADN, vorbim de acea plăcințică uriașă de mere cu mere, stropită cu coniac, ceva scorțișoară afumată, ceva praline, acel iz total unisex, merge purtat și de către o doamnă și de către un domn, dar, nu știu, pe cât de banală poate părea treaba asta cu plăcintă de mere, miroșa plăcintă de mere. Nu e strict treaba cu plăcintă de mere, da? O știți și voi că oricum cam fiecare dup, da? Are treaba aceea, izul acela buzii, da? Este mega sexy din punctul meu de vedere. Dar e genul acela de parfum de aromă duplicitară, cum îi spun eu. L-aș vedea purtat și la, nu știu, într-un Crăciun în familie, da? La masă, cu mama, tata, frați, surori și așa mai departe. Însă, l-aș vedea purtat și într-un club, da? La un party de Crăciun, depinde în ce categorie vă aflați voi. E una, nu că sunt acum mămică și sunt mai pe șezătoare, dar nici înainte nu am fost fană să petrec Crăciunul în club, la party și așa mai departe. Da, iar divaghez. Este perfect echilibrat, în opinia mea, tenta aceea gurmandă cu tenta aceea ușor buzi în aceste variante de la Rogue Perfumes. Pe când în varianta de la Casa Hadlaj Intoxicate, la Feed Intoxicate, vorbim despre, vai de viața mea și de sufletul meu, deci ador, pur și simplu ador parfumul acesta. Vorbim despre o latura aceea gurmandă mult mai evidențiată față de varianta de la Rogue, implicit uleiul de la ud de arabie. Se merge pe aceeași linie, însă mi se pare mult mai gurmand, mult mai dulce, ușor, ușor mai complex, însă pe latura aceasta mâncabilă, pe latura gurmandă, da? La Feed Intoxicate este o alternativă de Angel's Share mai gurmandă. Și da, e divin. Divin. Pentru luna decembrie, ceva divis. Următorul vine de la Casa Al Anik. Aici unboxing și primele impresii. O casă ce eu recent am descoperit-o și mai precis în această vară. Tot răsfoind site-ul celor de la Parfumas, mai vedeam casa cu tare, casa cu tare, însă Fahrul Oud, pentru că despre el vorbim, mi-a atras atenția undeva în vară, dacă nu mă înșel, moment în care nu era pe stoc și mi-a atras atenția la modul de note. Când am văzut notele, apropo, la fiecare veți avea notele pe undeva pe aici, când am văzut notele acestui parfum, eram pe sistemul te vreau. Hai la mine în coș, te vreau, am nevoie de tine. După sticlă, o să spuneți că este un dupe pentru casa Tom Ford, însă nu. Este o aromă ce mă duce cu gândul în zona Kalematu de Arabian, vă las aici. Este din nou un parfum unisex, este genul acela cald, condimentat și din nou un parfum duplicitar. Și vă spun imediat de ce. Este una din cele mai frumoase vanilii afumat ușor arse. Da, ador nota de vanilie în parfumuri, ador și deserturile cu și despre vanilie, însă acest parfum, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, din punctul meu de vedere, da, bineînțeles, răgușala, că de ce să scăpăm de ea, este foarte greu să lucrezi genul acela de vanilie afumată
semi-arsă, ca să spun așa, fără să strici un parfum. Din nou, în opinia mea și la ce am testat eu, având nota aceasta, da? Dar vanilia aceea afumată, ușor arsă, îmbrățișează un ud dulce. Nu este genul acela de ud animalic, ci este genul acela de ud ușor de plăcut, cum îi spun eu. Nu este chiar o aromă foarte Middle Eastern, da? Oricum, dacă nu mă înșel, la acesta aveți și mostre pe site. Și de ce v-am spus eu că este genul de aromă duplicitară? Pentru că, din nou, fahrul ud îl văd purtat la fel și de o femeie și de un bărbat, dar cam în același context. Masa de Crăciun, un revelion, însă, din nou, merge și pe latura de clubbing. Na, îmi cer scuze. Bun. Merge și pe latura de clubbing, merge și pe treaba cu în familie, da, sărbători petrecute în familie, însă merge și pe latura aceea very sexy. Are ceva, depinde cum îl vezi, da? Depinde în ce situație îl porți, da? Este foarte, foarte versatil. Chiar dacă este o aromă opulentă, o aromă de iarnă, ceva de frig. Următoarea aromă vine tot de la, nu v-am spus, pentru primele parfumuri de la Dubai Collection, Roche 25 pentru 5% discount. Următoarea aromă vine, bineînțeles, de la Rogue Perfumes și Oud d'Arabi și vorbim aici de Spirits on the Rocks. Da. Sau Killian Apple Brandy on the Rocks. De data aceasta vreau să pulverizez parfumul. Da. Aroma aceasta, ca să nu, da, să nu mă trezesc cu cine știe ce comentariu, este un măr verde cu apucături buzii, iar în deschidere, primul puf te izbește același măr verde, însă combinat cu cardamom. Și deja știți că obsesie pentru cardamom, da. Este un măr buzii, însă buzinesul acela, hai că m-am umplut de engleză, este netezit de o vanilie și ceva acorduri lemnoase, da? Nu este buziul acela de cârciumă, de bodegă, de crâșmă sau așa mai departe. Aș putea spune că este un parfum fructat aromatic. Iar mărul de aici nu este mărul acela de plăcintă din Killian Angel's Share sau din parfumurile inspirate. Este mai degrabă un măr zemos, da? Un măr zemos e o notă, cum să spun eu, dacă aș folosi termenul de apos, nu vreau să înțelegeți că e ceva diluat sau nu. Deci are niște performanțe de nu stăm la discuții. Tot ce înseamnă Rogue Perfumes, da? Aveți performanțe din altă lume. Cel puțin, din nou, pe mine și pe pH-ul meu. Cât despre uleiuri, la fel. Chiar Alexandra, îți las din nou, draga mea, aici contul de TikTok, da? Te pup. Chiar Alexandra mi-a spus că a achiziționat două uleiuri în primă fază. Două uleiuri de la Oud d'Arabi și le-a simțit mirosul și după spălare, da? Și după ce s-a spălat. Ca să nu mai vorbim de alte urmăritoare de ale mele, nu știu dacă vreți să vă dau numele, acum nu vă voi da numele, însă știu că mă urmăriți, vă pup și vă îmbrățișez cu cel mai mare drag și mă înclin în fața voastră pentru tot ce mi-ați scris pe Instagram.
am eu niște urmăritoare care sunt genul de tipe ce adoră aromele de nișă și au rămas plăcut impresionate de aceste uleiuri de la Oud d'Arabie. Plăcut impresionate. Dragele mele, nu aveți cum să ratați parfumurile de la Rogue Perfumes. Dacă am înțeles eu bine, februarie, undeva pe acolo, pentru că de ce aceste uleiuri? Da, e valabil și pentru uleiuri. De ce gama asta de la Rogue Perfumes vine mai greu? Pentru simplu fapt că atât parfumurile cât și uleiurile sunt produse artizanale, dacă mă pot exprima așa, sunt fabricate manual. Da? Totul e treabă de lucru manual. Nu avem mașinării ca la celelalte parfumuri. Nu, totul se face manual. În baza unor rețete vechi, necesită timp, necesită macerare și așa mai departe. Bun, revenind la aromă, e genul acela de gurmand rece, da? Dacă Killian Angel's Share sau clonele sale sunt genul acela de gurmand cald, Spirits on the Rocks sau Killian Apple Brandy on the Rocks, în opinia mea, e genul de gurmand mai rece. Din nou, total unisex și acesta este genul de aromă ce mă duce mai degrabă către zona de clubbing pentru sărbătorile de iarnă, indiferent care ar fi acelea. Dar da, este divin și este perfect unisex. Următorul, n-aveam cum să nu includ eu ceva de la această casă în acest videoclip. Da. Vorbim despre Ahmed Al Maghribi și anume Muzun. Această sticlă șuie, cum îi spun eu, dar ce avem aici este... Pentru mine Muzun rămâne unul din cele mai mari hidden gemuri ale anului. Muzun este din nou un parfum unisex ce se deschide și da, vedeți uleiul, da? Pentru că Muzun are 40,5% concentrație de uleiuri. Din nou și treaba cu uleiurile, o treabă discutabilă, pentru că depinde, în opinia mea, foarte mult de caracterul și de prestanța casei respective, deoarece ei pot veni și îți pot spune, da, am 60% concentrație de uleiuri, dar de fapt din cei 60% ai 55%, nu știu, uleiurile acelea fixatoare și 5% uleiul aromatic. Însă, nu e cazul casei Ahmed Al Maghribi. Nu. Muzun se deschide precum intens cafe. Are ceva din deschiderea lui intens cafe. Vă las aici impresiile de la unboxing și prima testare, însă acum Muzun al meu s-a macerat. După macerare, deschiderea este acel intens cafe, mult mai natural, o aromă mult mai naturală față de cea de la Montal, deoarece v-am mai spus, îmi place Montal, îmi place Mansera, însă sunt bombe sintetice. Varianta de la Ahmed Al Maghribi, deschiderea aceasta, mai bine spus, este o variantă de intens cafe mai naturală. Se transformă treptat în acel spicy vanilla ceai, da? Are o mică apucătură gurmandă la un moment dat, însă nu rămâne în zona gurmandelor, pentru că în dry down prinde apucături de Rosendo Mateo No. 5. Nu mă întrebați de ce, pentru mine și pentru nasul meu, dry down-ul din Muzun se duce mult în zona de RM No. 5. Foarte, foarte mult. E acea ambră picantă și acea vanilie, vanilie florală, dacă mă pot exprima așa. O vanilie cu tente florale, da? Dar din nou, un parfum, nu știu,
nu mi-aș dori să fie discontinuat vreodată. Trecem acum la un parfum pe care eu l-am în varianta de decant momentan, pentru că între timp mi-am achiziționat și uleiul. Vorbim aici despre Campfire de la Emir, Dubai Collection, Paris Corner, Roche 25. Da? Deci am decantul de 10 ml și între timp a venit la mine și uleiul. Este, bineînțeles, acea aromă inspirată din By the Fireplace. Haide, lăsăm uleiul, că m-am tot uleiat, și să pufăim parfumelul. Campfire de la Emir este acel Crăciun la țară. Da. Și mai am unul care mă duce acolo. Este acel parfum cu amintiri la gura sobei. Mă simt norocoasă, făcând o paranteză, că am trăit acele amintiri din copilărie, da? Am trăit acele momente ale copilăriei în care mergeam la țară, stăteam la gura sobei, era zăpada foarte, foarte mare, tot, nu știu, totul era altfel, totul era altfel. Și da, Campfire mă duce acolo, mă duce foarte mult acolo. Atât parfumul, cât și uleiul. Uleiul cel puțin, mostra o am de ceva timp. Da, este fix aceeași poveste, în sensul că, da, în sensul că uleiul de la Oud d'Arabie este o idee mai dulceag față de parfumul de la Campfire. Îl resimt ceva mai dulce. Dar are în continuare aceeași aromă mega realistă, mega bine rădată de lemne arzând. Fumul acela, mirosul acela de sobă, da? Din nou, o aromă discutabilă, pentru că nu știu câți dintre voi sau câte dintre voi vă place să mirosiți a fum de sobă. Însă, de ce l-am achiziționat în varianta de ulei și momentan nu am achiziționat sticla în varianta full size? Pentru că știți că eu sunt fiartă pe layering și în special pe treaba cu uleiul aplicat pe păr. Da? Dar, din nou, dacă mi-aș lua sticla full size, ceea ce se tot poate întâmpla, da? Pentru că mă bate un gând, din nou, nu știu, e genul acela de aromă ce te ajută la layering, da? E plusul acela de Crăciun pe care îl poți adăuga oricărui alt parfum. Dar da, e genul acela, ați înțeles voi, genul acela de, tot la genul acela, de aromă cu amintiri din copilărie. Următorul vine de la o altă casă mega adorată de mine și da, să știți că îi șterg ornamentul de pe sticluță, și anume casa Afnan, și vorbim aici de Amber It Me sau Amber It Time, niciodată, dar niciodată, pentru că aici scrie Amber It Me. N-am înțeles eu care e treaba cu numele acestui parfum, pentru că am văzut videoclipuri ale recenzorilor din afară și spuneau Amber It Time. Dar lipsește unii. Dar trecem și depășim momentul, că nu stăm noi în drum de un I. Da, da. Amber It Time este de fapt un layering. Este ca și cum ai combina Killian Angel's Share cu Milk Plus de la Commodity, nu Milk normal. Pur și simplu așa se resimte. Însă, în acest layering scădem partea buzii din Angel's Share, da? Scădem partea buzii și lăsăm partea gurmandă, partea cu praline, da? Este o scorțișoară cremoasă, da? Îmi dă un iz de scorțișoară cremoasă,
un fin, foarte greu detectabil iz buzii. De exemplu, mami nu simte izul buzii din acest parfum și nici soțul meu. Eu resimt acolo în fundal un fin iz buzii. Miroase extrem de scump, dar extrem de scump. E genul de parfum, chiar dacă vine de la o casă Middle Eastern, ce nu are nici măcar cea mai fină atingere Middle Eastern. E genul acela de parfum, cum spun eu, care miroase a bani. Miroase extrem de scump acest parfum, incredibil de scump. Și e genul de parfum, din nou, magnet de complimente și în același timp parfumul acela care pune semne de întrebare. În sensul că am purtat acum câteva zile acest parfum și pur și simplu, fără exagerare, 4 din persoanele cu care m-am întâlnit, cu care am stat de vorbă, m-au întrebat: băi nene, ce porți, că nu seamănă nimic, face, nu, și-mi seamănă cu ceva, dar parcă nu-mi seamănă, pentru că da. Este fix ca și cum ai face layering, din nou, în opinia mea și pentru simțurile mele, da? Este ca și cum ai face layering între Killian Angel's Share și Milk Plus de la Commodity. Ambra este rolul principal în acest parfum, dar este rolul principal. O simți din plin, este una foarte bine redată, iar vanilia și tonka sunt garda de corp a ambrei, da? Ambra e în mijloc și mult mai în față, iar vanilia și tonka sunt dreapta stânga undeva mai în spate. Este genul de aromă beast mode și din nou o aromă complet unisex, dar complet unisex. Și că știți că eu le păstrez pe toate în cutii, da? Și acum când filmez sunt înconjurată de sticluțe și cutii. Vreau să vă spun că este genul de parfum ce îl puteți, nu știu, îl puteți chiar dărui cu succes dacă persoana respectivă nu se sfiește de parfumurile in your face. Pentru că el, după cum v-am mai arătat, vine așa. Deci e ceva de zile mari. Prezentarea acestui parfum, pe cât de spectaculoasă este prezentarea sa, pe atât de wow este aroma parfumului în sine. Este unul din preferatele mele, este extract de parfum, deci performanțe din altă lume și nu vreau să-mi lipsească niciodată. Și acum mă scuzați, vă rog. Bun. Trecem la o aromă centrată oarecum, țineți-vă bine, pe nota de trandafir, care știți voi că la mine trandafirii, da, mai greuți cu un trandafir să-mi placă. Roș 25, pentru că vorbim despre Baracart Satin Oud. Baracart Satin Oud, da? De la Pandora Scent. Bun. Acest parfum, bineînțeles, inspirat din MFK Oud Satin Mood. Acest parfum, nu știu, vai de mine! Acesta e genul acela de ADN, genul acela de aromă cu figuri, cum îi spun eu. Da, este genul acela de aromă cu figuri, adică, nu știu, dacă aș fi invitată la cine știe ce chermeză, cum îi spun eu, cu persoane din astea, nu știu cum să spun, persoane de înaltă clasă, cum am înțeles că se spune, cu siguranță aș purta Baracart Satin Oud, cu siguranță. E genul acela de parfum, genul acela de ADN, de aromă, de lume bună. Nu știu cum să... Miroase foarte scump, miroase a bogăție, miroase... E pe opulență, pe lux, e pe tot ce vreți voi. Udul de aici este unul foarte, foarte fin. Foarte fin. Și este, în opinia mea, undeva în fundal. Ce mă izbește pe mine aici este acel trandafir turcesc
De ce tot spun eu, v-am mai vorbit și în acest videoclip despre Barakart, de ce spun eu într-una acel trandafir turcesc? Pentru că ei spun că ar avea și trandafir bulgăresc. Eu nu resimt, deci eu nu resimt nici după macerare tenta aceea de trandafir bulgăresc. Nu. Pentru mine aici este un trandafir dulce, turcesc, genul acela de locum, da? Rahat turcesc, cum v-am mai spus eu. Trandafirul acela dulce confiat, ca să fiu eu mai precisă. Dar acel trandafir este acompaniat de o vanilie mega elegantă. Izul de vanilie de aici, mixul acesta, blendingul acesta, combinația, rețeta sau cum vreți voi, pur și simplu mă zăpăcește. Este... Stați un pic. Da. Este mai degrabă un trio. Ud, trandafiri și vanilie. Însă cel mai slab din toată această triadă este udul. Foarte, foarte slab. E genul de aromă elegantă, senzuală, ușor dark, însă extrem, dar extrem de luxoasă. Și după cum v-am mai spus, aș purta acest parfum la o chermeză cu lume bună sau aș purta acest parfum în compania soțului, da? E genul acela, nu știu, din nou o aromă duală, da? Percep ca fiind o aromă de lume bună, da, de fițe și figuri, dar și o aromă cu o puternică tentă erotică, în opinia mea și după cum resimt eu un parfum. Următorul vine tot de la... Am scăpat blotărul. Vine tot de la casa Alanic și poate pentru voi o să spuneți pe ce caută ăsta aici, în selecția asta. Pentru că vorbim despre Eternal de la Alanic. Un parfum, observați cât de tare îl iubesc, da? Ei bine, de ce am ales eu acest Eternal? Pentru că... Din nou vorbim despre un hidden gem, în opinia mea, din nou. Eternal se deschide cu un caramel jucăuș, dulce, mieros, dens. Nu este genul acela de caramel sărat, este mai degrabă genul acela de caramel untos, cum îi spun eu, da? Avem caprifoi aici, da. O să spuneți, păi ce caută un floral dulce în selecția ta? Ei bine, Eternal de la Alanic, având această notă de caprifoi, având combinația aceasta, este și un parfum floral, însă este foarte bine susținut de acel caramel. Adică ar putea intra cu ușurință în categoria florale pentru vreme rece, da? Și este mai degrabă un floral oriental, floriental, da? Iasomie, lăcrămioare, lăcrămioare redate foarte, foarte frumos. Și nu este, nu prinde acea tentă verde, da, de la izul de lăcrămioare, ci sunt lăcrămioarele acelea înflorite, dulci. De ce l-am ales eu, cu toate că nu este nici în zona buzii sau ceva, nu. Am ales acest parfum pentru că, nu știu, mă duce în copilărie. Da, mă duce în copilărie prin tenta aceea de caprifoi, care, da, știu, nu are nici cea mai mică legătură cu sezonul în care suntem, însă eu sunt genul mai cameleonică în ceea ce privește aromele, adică pe cât prefer și iubesc afumatele și parfumurile bold, chiar și iarna eu simt nevoia și de arome foarte feminine, ceea ce este acest Eternal. Și chiar m-am
Nu că m-am supărat, că până la urma urmei fiecare percepe cum vrea parfumurile și nu că percepe cum vrea, le descifrează cum vrea. Dar chiar văzusem niște comentarii pe site-ul celor de la Parfumas în ceea ce privește persistența acestui parfum. Știu că multe dintre voi l-ați luat și mi l-ați lăudat și sunteți mega încântate de ele. Pe mine și pe pielea mea merge și la 8-9 ore. Este o bombiță, în opinia mea. Următorul vine de la Swiss Arabian și, surpriză, nu este Chaga Food. Vorbim aici despre Casablanca. Da. Casablanca de la Swiss Arabian, din nou acel ADN, acea aromă cu și despre sărbători. Da? Cam asta este Casablanca. Este acea deschidere superbă de păr și mară. Păr și mară? De pere și mere. Deci, păr și mară. Este acea deschidere superbă de pere și mere, da? Habar n-am dacă este listată nota de pere, nota de pară, însă este pară de aici. Pe care o simt eu. Nu știu dacă o simt doar eu. Dacă aveți și voi Casablanca, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii. Pe mine para de aici mă duce cu gândul la para din Jean-Paul Gaultier Belle, da? La Belle. Este genul acela de pară. Nu știu. Așa resimt eu. Para aceea zemoasă, suculentă, sexy, bogată, densă și așa mai departe. Este genul de fructat, gurmand, vanilat și caramelicios, da? Fructat, gurmand, vanilat, caramelicios. Este chiar, și îl țineam și invers, o bombă cu și despre caramel. Pentru mine acesta este genul acela de gurmand cald, da? Cum sunt parfumurile inspirate din Killian Angel's Share, nu cum este Spirits on the Rocks, da? Acela rămânând acel gurmand rece. Vanilia de aici este una cremoasă și este una extrem de natural redată. Mă duce cu gândul la deserturile din luna decembrie, mă duce cu gândul la prăjituri, la cornulețe, la tot ce îngrașă și tot ce este delicios totodată. Însă, eu aici mai resimt și o notă de piele întoarsă, dar este pielea aceea întoarsă de foarte bună calitate, da? Este o notă foarte frumos redată și acea notă de piele întoarsă din acest parfum, în afara faptului că îi contrabalansează dulceața să nu devină stânjenitoare, îl duce oarecum... Îl duce în zona parfumurilor ce mă trimit pe mine către Crăciunul copilăriei. Din nou, nu mă întrebați de unde fix izul acela de piele întoarsă. N-am avut bunici vânători sau ceva de genul, dar îi ofer acel quelque chose, dacă zic bine, acel ceva. Și da, este o aromă total, total feminină, în opinia mea. Ultimul, dar nu cel din urmă, pentru că avem și o mențiune specială, că de ce nu, vine din nou de la Paris Corner Roche 25 Dubai Collection și vorbim aici despre Rifacat. Deci nu aveam cum să nu introduc eu minunea asta, pentru că da, este... Am dat și două pufuri, de ce am dat două pufuri? Acel parfum inspirat din Baby Cat de la ISL și deja mi-a intrat peste tot și în nas și în gură și îl simt înficat, dar nu știu de ce am dat două pufuri. Am fost eu ambițioasă așa, am avut dușmănie pe mine, nu știu ce s-a întâmplat. Uf.
Faza e că trebuie să aerisesc. Deci clar. Bine că măcar e ultimul. Celălalt fiind ulei. Mențiunea specială. Rifacat este din nou un parfum duplicitar. Este o aromă duală, duplicitară, da, pentru mine. Însă, întâi să îl descifrăm puțin. Vanilia din acest parfum, habar n-am dacă este listată, eu resimt vanilie și o resimt ca fiind rolul principal, da? O vanilie cu ceva piele întoarsă pe spate, pe spate. Astăzi sunt la capitolul perle, da? Nu mai contează. O vanilie cu o piele întoarsă de bună calitate în fundal, da? Nu pe spate. Dulceața moderată provine din rășina aceea de elemi, rășină cu care, sinceră să fiu, treptat a trebuit să mă obișnuiesc și nu în acest parfum, ci în alte parfumuri ce le-am testat, da? Am tot văzut acolo elemi și inițial n-am fost un fan, însă acum o ador, da? Ceva șofran și nu știu, este ca și cum te înveli cu cea mai groasă, pufoasă și călduroasă pătură, da? E genul acela, v-am spus că este un parfum, o aromă, un ADN ce mă duce în mai multe zone. Mă duce și în latura asta cozy, da? Acel Crăciun, acel Revelion petrecut undeva la o cabană, la munte, în fața șemineului, cu o păturică și cu o cană mare de ciocolată caldă. Cu toate că nu e ciocolată caldă aici, da, făceam și eu un film. Mă duce și în zona de clubbing, tot așa, pentru cu și despre sărbători de iarnă, dar mă duce foarte, foarte mult din nou în copilărie. Mă duce în copilărie, este, are ceva din, are latura aceea fumată din By the Fireplace. Nu este la aceeași intensitate, însă este ceva afumat aici. Aroma aceea de gura sobei, da? Și aroma aceea, tenta aceea de timp petrecut la gura sobei, se împletește cu vanilia și cu dulceața aceea din elemi, la modul, nu știu, mă văd pur și simplu în bucătăria de la țară, și era treaba cu gura sobei și era străbunica, da, pentru că eu mi-am prins una din străbunici, era străbunica care făcea de zor cornulețe, făcea de zor tot felul de dulciuri, tot felul de deserturi pentru masa de Crăciun / masa de Revelion. Este fix acea aromă, da? Aroma aceea din bucătărie. Pe de o parte vine tenta de lemn ars, da? De gura sobei și pe de altă parte vine vanilia aceea dulceagă. Este din nou un parfum total unisex cu o persistență astronomică. Astronomică. Bine, el acum s-a și macerat al meu, s-a închis la culoare, însă nu am avut probleme de când l-am achiziționat. De atunci, din start. Dar v-am spus, este ADN-ul acela ce mă duce în mai multe zone și latura aceasta inocentă a copilăriei și zona de clubbing și cabana de munte și așa mai departe, dar totodată mi inspiră și erotism. Din nou, e ceva acolo, e un mix acolo care mie asta îmi dă de gândit. Dar foarte, foarte, foarte fain. Foarte fain. Și ultimul, dar nu cel din urmă, da, am vorbit despre 10 arome și avem acum mențiunea mea specială. Mențiunea mea specială vine de la casa Afnan. Am venit aici cu tot cu cutie pentru că este genul de aromă, parfum, prezentare ce o puteți face cadou. Da? Și nu veți da greș și este sub 100 de lei, sub 80 de lei, nu mai știu, vă las aici.
Vorbim despre a doua al shark. Da, baby shark. A doua al shark de la Afnan și eu cu ring light-ul meu, da. Da. Așa vine acest parfum sub formă de ulei și această superbitate este sticluța, da? Plină, plină de pietricele, de cristale, partea aceasta este metalică, aici din nou, da, și aici este metal. Este o superbitate și este o sticlă foarte mare. Haideți ca să vă fac o comparație. Știți cam cât de mare e Casa Blanca, da? Este fix cât Casa Blanca. Fix. Dar aroma sa în sine... Unde mă dau? Stați așa că n-am pregătit piele. Am nevoie de piele. Bun. Are oarecum, oarecum o tentă de bacara, însă... Da? Deci deja îl simt. Însă este mult mai complex, în opinia mea, decât bacara. Din nou, cu scuzele de rigoare, dacă voi preferați bacara, e treaba voastră. Eu nu pot spune că am fost vreo fană. Mai degrabă aș inclina către varianta extract. Da? Dar nu originalul. Oh, aici. După cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, el este bacaratizatorul meu, da. Este picătura aceea de bacara, da, un bacara mult mai complex ce o pot adăuga în orice parfum sau o pot purta ca ADN de sine stătător. Avem o coajă de portocală, da, deci asta simt, o coajă de portocală infuzată în zahăr ars ambrat. Da, cam asta înseamnă parfumul acesta, aroma aceasta pentru mine. Cam asta este. Da, și mă scuzați că tot fac treaba asta, dar mi-am pus astăzi un ruj cu care nu sunt obișnuită și am impresia că deja a dispărut. Ok, trecând peste ruj, da, este aroma aceea de Crăciun, aroma aceea de Revelion. Și de ce nu aroma aceea de cu și despre 1 ianuarie. Da. Din nou vă spun, este o aromă atât de fină. Fină ca și percepție, da? Nu ca și performanțe. Are performanțe destul de mari acest parfum sub formă de ulei pe mine și pe pielea mea, ca să nu mai spun pe păr, da? 6 ore, da, undeva la 6 ore pe piele, iar pe vârfurile părului, dacă îl aplic astăzi și nu mă spăl pe cap, și a doua zi plus a treia zi se simte. În condițiile în care, știți că v-am mai spus, eu nu sunt un exemplu demn de urmat, deoarece sunt acea fumătoare înrăită. Și dacă sunteți fumători, fumătoare, știți foarte bine că aroma aceea de fum de țigară cel mai bine se așează pe păr. Ei bine, cu acest a doua al shark, nu. E... Da. O aromă ce se va regăsi tot timpul în colecția mea. Bun. Cam atât a dat Dumnezeu 48 de minute. Adică a dat Dumnezeu că n-am ajuns într-o oră, da? Că mă așteptam că o să-mi iau o oră. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Aștept cu mare, mare drag și nerăbdare selecția voastră în secțiunea comentarii. Vreau și eu de la voi topul vostru, da? Sau selecția voastră, dacă nu le puteți, pentru că eu una, de exemplu, nu pot alcătui un top, da? Este pur și simplu o selecție. Nu aș putea spune asta locul 1, locul 2, locul 3 și așa mai departe. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii selecția voastră cu arome Middle Eastern ce vă duc cu gândul la sărbători sau diferite ocazii, da? Exact cum v-am zugrăvit eu. Crăciun în familie, Revelion în club sau așa mai departe, cabană, bla bla bla. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii
Și de asemenea, dacă doriți și selecția mea, dar cu parfumuri de designer, dați-mi de știre și eu mă pun pe treabă. Link în bara de descriere pentru contul meu de Instagram, pentru contul meu de TikTok și în ultimul rând, pentru grupul meu de pe Facebook, Frag Family. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc un Moș Nicolae cu un sac plin de sănătate, realizări și tot ce vă doriți voi. Dar eu zic că partea asta, treaba asta cu sănătatea e cea mai importantă. Deci v-am pupat, un Moș Nicolae cât mai frumos și, bineînțeles, parfumat. Neapărat scrieți-mi și mie ce ați purtat voi de Sfântul Nicolae. Mulțumesc, v-am pupat! Zvonimea șarafame!